Nu scăpăm de necazuri nici în noul an. După ce că de luni de zile în județul nostru sunt probleme cu pesta porcină africană, iată că acum avem și gripa aviară. Boala a fost confirmată la o fermă de păsări răutoare din orașul Seini. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș a fost notificată chiar de proprietar în 8 ianuarie. Acesta anunța că îi mor păsările pe capete, iar medicii veterinari s-au mobilizat imediat. S-au instituit zonele de protecție și supraveghere de respectiv 3 km și 10 km în jurul focarului. În aceste zone, aplicându-se restricții de circulație, și specialiștii de SVSA Maramureș făcând toate activitățile, inspecțiile, controlele necesare pentru a monitoriza celelalte exploatații existente pe această rază. Populația nu este cazul să se panicheze, întrucât situația este sub control, nu este semnalat niciun caz de îmbolnăvire la om cu acest tip de virus gripal. Este H5N8, același tip de virus care a fost identificat în celelalte focare din Europa. Cele aproape 19.000 de păsări urmau să fie eutanasiate și incinerate în cursul zilei de astăzi. Pot să vă spun că s-a observat faptul că îmbolnăvirea păsărilor din fermă a început din partea dinspre ventilatoare. Asta înseamnă că a venit din exterior. O supoziție este faptul că boala provine de la păsări sălbatice, migratoare, ținând cont că s-a modificat și clima și avem păsări care nu mai pleacă și rămân aici. Dinspre exterior, spre interior, nu din cauza furajului. Atunci ar fi fost afectate mult mai multe păsări. În apropierea fermei cu probleme mai există încă alte 4 ferme de găini pentru ouă de consum, unde au fost făcute controle și s-au dispus de asemenea măsuri. În total, în județul Maramureș sunt 23 de ferme de păsări, unde se vor face de asemenea verificări. Autoritățile spun că cetățenii nu trebuie să se panicheze. Trebuie să evite contactul dintre păsările domestice și păsările sălbatice. Trebuie să interzică accesul palmipedelor la luciurile de apă. Trebuie să utilizeze furaje doar din surse cunoscute. Trebuie să notifice de urgență orice situație de îmbolnăvire sau mortalitate la pasăre medicului veterinar concesionar sau direcției sanitar-veterinare. Mai trebuie spus și faptul că s-au sistat de la comercializare produsele societății.